Municipalitatea Romașcan a mai adăugat la colecția de diplome și premii adunate în timpul celor două mandatele primarului Leoreanu încă una la concursul tradițional al rezervației de Zimbri, unde a dat un nume ultimului zimbru născut în județul Neamț. Acesta se va numi Romașcanul, nume propus de edilul șef al municipiului. Am făcut și eu o propunere, citind despre inițiativa conducerii de la Parcul Natural Vânători, din zona Târgului Neamț. Știți că s-a lansat un concurs pentru a da numele unui pui de zimbru de acolo. Eu am făcut o propunere, am scris un material. Nu m-am gândit în acel moment că vom fi câștigători, pentru că la acest concurs au participat peste 300 de persoane. Au fost participanți care au propus 1, 2 sau 3 nume în speranța că vor fi desemnați câștigători. Noi am propus unul și bun. Ideea de a participa la acest concurs i-a venit edilului șef, care a constatat că întemeietorul Muzeului de Științe ale Naturii din Roman, profesorul Constantin Tărăbuța, a publicat în urmă cu jumătate de veac un studiu potrivit căruia în Roman a fost descoperit un cap de zimbru. Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de când domnul Tărăbuță, cel care a fost și întemeietorul și directorul Muzeului de Științe ale Naturii, iată cum oamenii de valoare își marchează existența lor, a realizat un articol despre un craniu de zimbru găsit cu ocazia amenajării fostei grădini zoologice a orașului. În zona escavată aparținea chiar zidului cetății vechi acestei fortărețe din Roman, construită de Roman Mușat pe la anul 1396, spuneam că a descoperit acolo un craniu de zimbru vânat în împrejurimile Romanului, aducând așadar o contribuție importantă privind prezența zimbrului în zona colinară a țării noastre. Și în memoria acelui articol, a omului care s-a preocupat, a zimbrului care și-a făcut prezența cunoscută aici, am propus jurului de acolo pentru puiul de zimbru numele Romașcan. M-am bucurat foarte mult să aud că am câștigat acest concurs. Săptămâna viitoare, primarul Leoreanu va face o vizită în rezervația de zimbri pentru a-și cunoaște finul. Cursul se caută un nume, duce, dacă vreți, dincolo de propunerea mea și ceva legat de etosul comunității noastre romașcane. Adică va fi acolo un element al rezervației, cele mai mari rezervații de zimbri din România și una din cele mai mari din Europa, care se va lega mereu de ținutul romanului. M-am bucurat foarte mult că am putut să fac acest lucru și să promovez, dacă vreți, și pe această cale municipiul Roman. Și cu această ocazie, sigur că noi am primit și diploma privind câștigarea acestui concurs și acordarea numelui noului pui de zimbru. Și în calitate de naș, mă gândesc în perioada următoare, poate săptămâna aceasta nu, că voi avea foarte multe activități și la primărie și cu ocazia Ligii Aleșilor Local de la Brașov, unde voi fi prezent joi și vineri, dar probabil săptămâna viitoare să văd și eu finul. Rezervația de zimbri și faună carpatină Dragoș Vodă din Parcul Național de la Vânători Neamț a fost înființată în 1968, primele trei exemplare fiind aduse în județ din Polonia. În prezent, rezervația are 28 de zimbri și la fiecare exemplar născut în libertate, nemțenii sunt invitați să se înscrie la acest concurs de a năși puiul. Anul acesta, concursul a fost câștigat de edilul șef al municipiului Roman, primarul Laurențiu Leoreanu.